În proporție de 98% le deține domnul Marginean. Nu este o decizie pe care am luat-o eu sau noi, jucătorii, ori conducerea. Este foarte simplu, este o societate pe acțiuni care a aparținut domnului Florian Walter pentru faptul că nu a obținut suma cerută, a ales să cedeze cu titlul de garant, de acord de acestui domn, aceste acțiuni până la momentul vânzării. Cu auditul completat. Încă nu s-au pus la dispoziție sau nu au fost aduse toate actele acestui club. Repet, în momentul ăsta mă concentrez foarte tare împreună cu oamenii din conducere ca universitatea să poată să înceapă campionatul și să joace fotbal. În paralel, bineînțeles, că merg toate aceste probleme care, da, câteodată mă trag în jos sau lumea, repet, este obișnuită. Probabil e mult mai interesant acest subiect. De ce a dat Walter acțiunile lui Marginean, ce face Marginean cu ele? Sincer, nu mă interesează în momentul ăsta. Mă interesează să putem să mergem înainte, pentru că universitatea este un mecanism foarte bine pus la punct, care dacă Doamne ferește se oprește, nu va mai putea fi pornit niciodată. Aia e o minciună. Și dar ce i-a spus, nu merg și în divizia ce și o să meargă. Noi am fost și acum ani de zile cu echipa asta, oricum. O să mergem ani de zile de acum acolo. Nu există, echipa asta nu o să mă rovești. Ok, eu îmi doresc foarte tare să mergem înainte, începând din secunda asta și sincer... Nu universitatea se oprește, adică o să opriți dumneavoastră sau cine o să oprească? Nu, nu oprește nimeni, se oprește singură. Pentru că acest da. Păi chiar și nu merge înainte. Am lăsat această echipă în Liga 1. Nu am plecat să o las să moară în Liga 2. Pare pe cât vreți că anul ăsta ne proclamează. Îmi pare rău că dumneavoastră, suporterii care sunteți cu inima lângă acest club, gândiți așa. Eu, care învăț să iubesc cu, pentru că asta este adevărul, nu am gândit... Noi mai avem 6 etape să vedem dacă se întâmplă ceva sau nu. Eu vă mulțumesc foarte mult și îmi doresc foarte tare să fiți lângă noi, pentru că eu cred că împreună vom reuși. Dacă stăm toți și gândim pe retrogradăm... Nu de jucători, nu de conducători, suntem alături de simbol, atât. Asta, cred că asta este cel mai important. Jucătorii vin și pleacă, antrenorii vin și pleacă. Așa este. Tot timpul am fost luat la parte. Simbolul dumneavoastră până în acest moment se mișcă și se mișcă foarte frumos. Nu a fost făcut de râs, iar acești jucători care au venit vor lupta ca acest simbol să țină steagul sus și să fim în primele 10 echipe din România. Vă mulțumesc oricum foarte tare pentru susținere și... Sinceră să fiu, nu mă așteptam să fii azi alături de mine, dar îți mulțumesc că ai venit. Astăzi 6 etape, nu că ai fost foarte generos, îți mulțumim. Erji, unde este? Că nu-l vedem. Nu. Problema juniorilor, la fel. Noi suntem... eu când am venit, am găsit tot acest club puțin în derivă. După ce echipa va pleca